la 402. Hei, ați văzut ultimul număr al revistei 13? Ai văzut testul? Ești bună de măritat? Am 96 de puncte. Atunci înseamnă că ai văzut și frizura asta minunată. Este noul stil Cleopatra lui Simon din Londra. Wow, ce tare e! Arată fantastic! Așa voi arăta și eu când Simon îmi va schimba coafiura. Simon din Londra? Dar el coafează toate vedetele. Știu! I-a aranjat părul lui Amber Amberset, iar acum o să mi-l aranjeze mie. Ce norocoasă ești! Cred că cere o mulțime de bani. Mama spune că frumusețea n-are preț. Aici scrie că are. Cere 200 de dolari pentru o tunsoare. Îmi face plăcere să spun că mai toți v-ați descurcat foarte bine la testul despre evoluția fluturilor. Cine a luat 10? Ajung și acolo. Cea mai bună lucrare va fi afișată la panoul de onoare. Asta înseamnă că o veți da jos pe a mea. Cea mai bună lucrare de săptămâna trecută. Da, sigur că da. Ce păcat. Dar sunt sigură că am făcut-o pe cea mai bună săptămâna asta. Voi reveni pe panou. Așa e. Foarte bună lucrare, Freddy. Ai luat un 10. 10? Minus 4? Dar asta nu e lucrarea mea. Nici măcar nu are numele meu trecut. Știi? La început nici eu nu am crezut că e lucrarea ta. Dar după aceea am văzut acele chestioare dubioase în colțuri de care am să-i vorbesc mamei tale. Hei, am încercat și eu. Nu mai suport tensiunea. Am luat 10 sau 10 plus. Ha! 10 minus. Ați înnebunit? N-aș pune lucrarea asta nici în cușca papagalului meu. A fost o lucrare destul de bună, Polly. Mi s-au înfundat urechile? Mi s-a părut că am auzit că Freddy a luat un A? Da, lucrarea lui a fost un pic mai bună. Domnișoară Graves, m-am gândit și cred că e cel mai bine să nu mai pune cea mai bună lucrare la panou. Pe cine interesează? Ești sigură că asta vrei? Aha. Bine, aveam de gând să o las pe a ta pe panou până la sfârșitul zilei, dar dacă nu e important, am să o pun pe a lui Freddy chiar acum. Mamă, le-am spus tuturor că merg să mă tun la Simon din Londra. De ce tocmai la el? Bernice din Yonkers este la fel de bună. Dar Simon știe tot ce este modern. Și Bernice nu știe? Te rog, lasă-mă să merg la Simon. A urmat școala regală de tuns din Cambridge. Iar Bernice a terminat Academia de Înfrumusețare. Sunt foarte strict când trebuie să accepte pe cineva. Și vreau un păr să fie exact ca în poza asta. Nu, asta nu ți se potrivește, tu ai fața ca mare. Chiar nu înțelegi? Vreau să mă tunzi ca în revista 13 din luna martie. O secundă, scumpo. Oh, mersi, scumpo. Arăți minunat. Întoarce-te. Și nu uita, nu dormi întinsă până joi. Trebuie să arăți bine la nuntă. Vezi, în părți vreau să mă iei scurt și... Mersi, scumpo, ne vedem săptămâna viitoare. Întoarce-te. Și nu uita noaptea să-ți înfășori părul în hârtie igienică. Mereu fac așa. Ce ziceai că vrei, scumpo? Aer. Vreau să știu de ce am luat un 10 minus. Bună dimineața și ție. Mă scuzați, domnișoară Graves. Sunt stresată din cauza notei mici pe care am luat-o la testul despre fluturi. Ai luat minus 10.
secol, spune tare. S-a plăcit ce vii de rușinea mea. Ce nu-ți place la nota asta? Partea cu minusul. Minus nu înseamnă ceva bun. Dacă aș spune că Jimmy este minus la cap, asta n-ar fi ceva de bine. Dacă ați avea minus un cauciuc, ați mai vrea să vă plimbați? Dacă ați avea minus o bluză? După ce m-am oprit din tușit, am promis mamei că nu mai vreau cadouri de ziua mea, nici bani de buzunar și că voi învăța să trăiesc cu negii ăștia care costă $100 ca să-i scot. Și știindu-te pe tine, mama ta a spus: ok, ok, poți să mergi la Simon din Londra. Arată bine, nu mai e atâta claie. Dar nici nu m-am dus încă. Păi atunci spune-le să se uite și la claie. Ei, ce s-a întâmplat? Parcă te tundeai la Simon din Londra. Mă tund, dar la Simon nu poți să intri direct din stradă, așa cum se întâmplă cu stupida aceea de Barry. Oh, așa e. Am auzit că e destul de greu să ajungi la el. Fără glumă. Întâi am vorbit cu Gemma la recepție, apoi cu Petula, asistenta lui, care mi-a dat-o la telefon pe Victoria, cea care stabilește întâlnirile. Wow! Și asta numai ca să speli părul. Pentru tunsoare a trebuit să o sun pe Beatrice, care mi-a făcut legătura. Ce plictisitor, ce prostie, ce prostie. Paragraful 2, evident. Paragraful 3, evident. Dacă asta merita 10, nu mă mai mir că n-am luat. Cred că este o 10 din ținut înapoiaților. Eu mă duc la Simon din Londra, unde pieptenul cu care a fost pieptenat prințul Edward îmi va atinge părul. Trebuie să vă vorbesc, domnișoară Graves. Polly, nu-ți modific nota. Ascultați-mă, vă rog, doamnă. Am aruncat o privire pe lucrarea lui Freddy și cu toți crezului chinuit, din cauza căruia de-abia am putut să citesc ceva. Am observat că este cam slăbuță. Dacă era după mine, de-abia dacă ar fi luat un 7, amărât. Ei bine, eu cred că a fost excelentă. Oh, vă rog. Lucrarea mea a fost mai lungă și plină de chestii frumoase. Singurul motiv pentru care lucrarea ta a fost așa de lungă este că în timp ce răspundeai la întrebare, ai scris: larva de fluture este adesea agățată de un copac ca și gândacul albastru, care poate fi găsit în pădurile Lituaniei, care este și locul de naștere al celui mai mare cântăreț la harpă pe nume Gocic Bubovi. Dar ce legătură poate să aibă asta cu fluturii? Niciuna! Dar ați aflat câte ceva despre micuțul Gocnic. Și sunt sigură că îmi va fi de mare folos dacă voi participa la un concurs de cultură generală. Dar sunt profesoară, iar tu ai luat minus 10. Îmi pare rău, dar nu pot să accept asta. Domnișoară, vă rog să poftiți pe aici. Ce tare e! Ce tare e! Pot să vă ajut? Da, eu mă numesc Nancy. Am o programare la ora 4. Mm-hmm. Am vorbit cu Gemma de la recepție. Oh. Și apoi cu Petula. Oh. Care mi-a făcut legătura la Victoria și care mi-a făcut programare la Simon. Deci tu ai întâlnire cu Simon? Splendid! Simon spune că prințul Edward se gândește să-și facă niște șuvițe blonde. Ai auzit-o pe Madonna mulțumindu-l lui Simon când a luat premiul? Aici e mult mai bine decât la Bernice din Yonkers. Simon o să vină imediat. Vrei o revistă? Avem frizuri internaționale. Ce bine! Îmi plac stiliștii din Praga. Părul ei este uscat, fragil, lucios. Trebuie să dispară cu totul, doar dacă vreun porumbel nu vrea să-și facă cuib din el. Hei! Ah! E Simon din Londra! Oh, ce mutrișoară drăguță ai, scumpo, dar părul, să știi, draga mea, e total nepotrivit. Ai un cap în formă de pară și un nas la al treilea cadran. Îți ascunde buzele și nu-ți pune deloc în valoare fruntea. Oh, da, și eu gândeam la fel.
aici la Simon din Londra, înainte ca farfecele mele să-ți atingă părul, trebuie să-ți pun câteva întrebări foarte importante. Întreabă-mă! Ai o viață activă? Stai în lumina fluorescentă? Dormi cu o pernă mică? Mănânci pește? Da, câteodată. Nu știu, și crevetele e tot pește? Gata? Minunat! Am tăiat asta din revista 13 și mă gândeam... Nicio problemă! Poftim, dragă! Mulțumesc! Dar eu voiam să-ți arăt ce frizură mi-ar plăcea. Stilul Cleopatra. Ai un ochi bun, micuța domnișoară. Îmi place tipul. E încântător. Nu-mi vine să cred că mâna care a atins-o pe Fergie m-a atins și pe mine. Bănuiesc că s-a dus să-și ia farfecă. Posibil. Și în câteva momente voi fi tunsă de Simon din Londra. Oh, n-o să te tundă Simon. N-ai gen o să facă asta. Dar eu le-am spus tuturor că mă tunde Simon și am renunțat la cadourile de ziua mea și la operație ca să pot strânge banii. Trebuie neapărat să mă tundă Simon. Oh, eu te înțeleg perfect. Și în ce film ai jucat până acum? În niciun. Discuri de platină? Nu. Ești rudă cu vreun rege? Nu. Nigel, ți-a venit clienta de la ora 4. Oare de ce simt nevoia să bag un bețișor chiar prin mijlocul frizurii tale? Pentru că arăt ca un cățel pudel. Un client m-a văzut și a spus: neapărat trebuie să o tund pe Fifi. E un pic cam drastic, dar dacă asta poartă toți copiii? Niciun copil nu arată așa. Ei bine, vor arăta când vor vedea creația lui Simon. Nu, este creația lui Nigel Măturătorul. Nu vreau să mă vadă nimeni în halul ăsta. Nu vorbi prostii. Asta e o tunsoare de $200 făcută la salonul lui Simon, așa că o să-ți scoți căpșorul afară și ai să-mi arăți că a meritat banii. Dar cum o să fie atunci când copiii ori să râdă de mine și îmi vor oferi biscuiți pentru câini? Ține capul sus! Sunt doar invidioși! Tu ești un deschizător de drumuri, nu un caniș! Îți amintești când ți-am cumpărat căciula aia minunată? Așa e! Căciula mea de plată! Hei, uitați-vă ce creatură! Aș zice că o remarcă umilitoare de fiecare copil e de ajuns. Domnule Besser, ați vrut să mă vedeți? Da, o poftiți servicii de prăjituri. Mulțumesc, s-a întâmplat ceva? Nu, nimic. Bun. Vreau doar să-i modificați nota lui Polly. Despre asta e vorba. Cum ați aflat? Nu contează, așa că veți șterge minusul acela mititel din fața lui 10 și toată lumea e mulțumită. Nu eu, prăjitura aceasta e minunată, cum se numește? Nu știu, e o rețetă lituaniană. Înțeleg. Deci, ne-am înțeles, veți modifica nota, nu? Vă las pe dumneavoastră să decideți. Acestea sunt lucrările lui Polly și ale lui Freddy. Le-am scos numele ca să nu știți cui aparțin. Și acum dați-le dumneavoastră note folosind creierul, nu stomacul. Trebuie să le citesc pe amândouă? Da, trebuie. Ai dreptate, mamă. Mulțumesc pentru încurajări. Am să-mi țin capul sus de tot. Cui pasă ce cred ceilalți? N-ai cumpărat peruca aia ca un cățel de aici, nu? Nu e o perucă. Săraca de tine! Ce ai pățit? Mi-am făcut-o la Simon din Londra. Întoarce-te. Știi, acum că mă uit mai bine la ea, e chiar drăguță. Când ai $200, te alegi cu ceva ca lumea. Da, și acum abia aștept să scap de ea. Am nevoie de o perucă. Ai ceva care să arate cam așa? Am ceva identic.
Și nu este sintetică, este din păr de cal adevărat, privește. Îți vine să vomiți? Așa e, miroase. În câteva luni nu o să mai simți nimic și să te ferești de ploaie. De ce nu pui mai bine o pisică moartă pe cap? Asta, asta, pe asta o vreau. Asta arată aproape ca modelul Cleopatra 4763. E perfectă? E la reduceri. Minunat! O comand și vine în 2 săptămâni. Dați-mi voie să spun că mă bucur că am fost de ajutor. Sunt întotdeauna disponibil când vreunul dintre profesorii mei nu știe ce note să dea la o lucrare. Nu asta s-a întâmplat. Nu, trebuie să vă cereți scuze. Am citit ambele lucrări și cum nu erau semnate, decizia mea a fost complet imparțială. Și după o analiză amănunțită, am decis că ambele merită nota 10. Dar apoi mi-am amintit că domnișoara Graves m-a rugat să decid care este cea mai bună dintre ele. Așadar, aceasta primește 10, iar aceasta primește un 9. Super! A mea a primit nota 10! Domnule Besser, cred că glumiți! Poftim? Nici n-am stat pe gânduri. Lucrarea lui Freddy nu pomenește nimic despre cântăreții la harpă. Veți avea nevoie de asta ca să arătați clasei care este cea mai bună lucrare. Adio, lucrare de nota 10. Bucură-te de locul pe panou. Oh, mi-am amintit ceva. N-ai spus tu că nu e important să afișăm la panou cea mai bună lucrare? Nu, asta am vrut să spun. Vedeți, gândeam în lituaniană și vorbeam în engleză, iar gramatica este pe invers, așa că am vrut să spun exact chestia opusă. Nu, cred că ai avut o idee excelentă. De acum înainte, în locul celei mai bune lucrări, vom afișa meniul de la prânz. Nancy, tu ești? Bineînțeles. Scuze de întârziere. Tata tocmai și-a cumpărat o motocicletă și m-a luat și pe mine la plimbare. A trebuit să port asta pentru că din cauza vitezei părul meu lua razna. Știți senzația pe care o ai când stai pe un motor de 286, drumurile pustii care te cheamă? Nu credeți nimic, nu-i așa? Nimic. Ok, pregătiți-vă. Nu știu ce să spun. Ce spuneți de... Stai culcat, dă-mi laba, nu mai roade mobila. Nu, doar că e o surpriză. Și pentru mine a fost o surpriză de $200 din partea lui Simon din Londra. Ai fost la Simon din Londra? Da. Și când mă uit în oglindă și îmi văd frizura de cățel, îmi spun că foarfecele care mi-a tuns părul a atins și părul prințului Edward. Ei, dacă te consolează cu ceva, să știi că nici prințul nu a fost încântat. Nu cred nimic. Simon din Londra este cel mai tare. Serios? Te-ai întrebat de ce Simon din Londra nu e la Londra? Nu mă gândesc decât la copiii care or să râdă de mine și la frizura mea de cățel. Sunt sigură că n-or să râdă. Da? N-o să treacă o secundă și l-auzi pe Vini. Hei, cine și-a dus cățelul la școală? Te asigur că n-o să se întâmple așa. Acum du-te la baie să te aranjezi un pic și apoi vină în clasă. Nancy va veni în câteva clipe și vă rog să nu uitați ce v-am spus. Nimeni să nu râdă de ea pentru că într-o bună zi s-ar putea afla în situația ei. Adică în zgarda ei. Vă avertizez. Nu vreau ca cineva să o necăjească sau să o umilească. Înțeles? Da. Așa o să facem. Sunt de acord. Bine. Începe tortura. Bună, Nancy. Băftoasă, ai scăpat de lucrarea la gramatică. Hei, Nancy, bine ai venit. Așează-te, Nancy. Bine. Cine vrea să rezolve problemele de pe tablă?
Da, Joy, Penny și Canișul. Odată tot o să se ducă acasă.